autoritatului din Deva au pus în scenă povestea lui Samuel Mârza, fotograful care în 1918 s-a dus pe jos din satul său Galtiu până în capitala Unirii. Acolo a făcut mai multe fotografii ale marului moment din istoria României. 5 s-au păstrat și au fost recondiționate de Radu Kindrish. Anul acesta el va surprinde imaginea 100 de români reprezentativi pentru România de azi, pe care îi va fotografia după aceeași tehnică folosită de Samuel Mârza cu un aparat care are 100 de ani. Am expus aici câteva din fotografiile care le-am făcut până în acest moment în cadrul proiectului 100 de chipuri românești și sunt făcute cu aceeași tehnică, sunt fotografii pe colodiu umed, printate la o dimensiune mai mare. În foaierul Teatrului Național au fost expuse 33 de fotografii realizate de Radu Kindrish, însă doar 3 portrete vor fi selectate pentru proiectul 100 de chipuri românești, care vor reconstitui o radiografie a României de astăzi. Marcăm lansarea piesei de teatru despre fotograful Unirii, împreună cu vernisajul unei părți din cei 100 fotografiați de noi. Urmează și alte evenimente similare, la Alba Iulia, dar și în alte orașe din țară și din străinătate. Încă nu știm, dar împreună cu cei de la Institutul Cultural Român analizăm oportunitățile cele mai bune. Probabil că va fi și Republica Moldova. Este un spectacol al Teatrului de Artă din Deva, care se joacă la București cu sprijinul Institutului Cultural Român. Noi îl vom itinera atât în țară, în mai multe locuri, cât mai ales în străinătate. Este un spectacol care omagiază personalitatea absolut importantă, foarte puțin cunoscută până acum, a fotografului Unirii, Samuel Mârza. Următorul popas pe care îl vor face piesa și Radu Kindrish va fi la Alba Iulia la sfârșitul lunii martie.